Mare avem o informație de ultim moment. Un șofer băut și drogat a lovit mai mulți pietoni aflați pe trotuar, după care a acroșat trei mașini parcate. Din păcate, unul dintre pietoni care a ajuns în stare gravă la spital a murit, iar incidentul a avut loc lângă București. Cu detalii în direct cu noi la știri, ni se alătură Carmina Pricopie, senior editor. Bună dimineața, Carmina, te ascultăm! Din păcate, acest eveniment s-a produs ieri la 2 pași de capitală în Popești Leordeni. Era puțin trecut de ora prânzului când acea mașină condusă de un șofer care s-a dovedit ulterior a fi și sub influența băuturilor alcoolice, dar și sub influența drogurilor, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe trotuar unde era un grup de pietoni, dar și mai multe mașini parcate. Mai multe persoane au ajuns la spital. Una dintre ele a și decedat din nefericire. Trei mașini au fost grav avariate. În privința șoferului, nu știm deocamdată în ce stare este sau dacă s-au dispus măsuri preventive împotriva sa. Așteptăm o comunicare oficială din partea Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov. Carmina Pricopie, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații.